Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Poți sparge tiparul. Partea a doua. A scuipat pe pământ și a făcut tină din scuipat. Apoi a uns ochii orbului cu tina aceasta. Ioan, capitolul 9, versetul 6. Dr. Samuel Rodriguez, președintele Confederației Naționale Spaniole Creștine, pe tema leadership-ului, sublinia faptul că ADN-ul se află în salivă și că atunci când Domnul Iisus a scuipat, orbul a primit un transfer de ADN divin. El spune că Domnul Iisus nu a pus saliva pe ochii bărbatului, ci pe pământ, materialul din care a fost făcut omul. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus s-a întors la rădăcina problemei. Să înțelegem un lucru. Dumnezeu nu-ți tratează pur și simplu simptomele. El se întoarce la sursa problemei tale pentru a te elibera de ea. Pentru a schimba rodul, el schimbă rădăcina. Acest om nu a avut niciodată abilitatea de a vedea. S-a născut orb și a avut nevoie de o minune creatoare. Aceasta necesita un transfer de ADN divin care să-l facă ceea ce nu fusese niciodată și care să-i dea ceea ce nu avusese niciodată. Dumnezeul nostru este măreț, nu-i așa? Știi de ce a venit Domnul Iisus? Să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia și prinșilor de război izbăvirea, să vestesc un an de îndurare al Domnului și o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru, să mângâi pe toți cei întristați, să le dau o cunună împărătească în loc de cenușă, un unt de bucurie în locul plânsului, o haină de laudă în locul unui duh mâhnit. Isaia, capitolul 61, primele 3 versete. Nu contează dacă părinții tăi au contribuit la problema ta. Pur și simplu, ai făcut alegeri greșite în viață. Domnul Iisus te poate elibera, te poate reface și îți poate dărui o viață nouă. Domnul Iisus nu a dat vina pe acest om sau pe părinții lui, deoarece pentru el prioritară nu era condamnarea, ci transformarea. Și așa este încă și azi.